Primarul orașului Negreșteoaș Aurelia Fedorca a semnat contractul de finanțare pentru proiectul dezvoltarea competențelor antreprenoriale în regiunile vest și nord -vest. Lansarea va avea loc luni de la ora 12 la centrul de afaceri situat pe strada Victoriei Negreșteoaș. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 România Startup. Valoarea proiectului este de peste 6 milioane de lei. Prin acest program, tinerii negreșteni vor putea să dobândească calități antreprenoriale, vor învăța ce înseamnă mediul de Business și vor primi susținere pentru deschiderea unei afaceri.